A terminat Facultatea de Afaceri Internaționale din cadrul Universității Spiru Haret la distanță în 2009. Nu a primit diploma nici până în ziua de astăzi. Acum o lună s-a hotărât să dea în judecată universitatea pentru că a cheltuit peste 7.000 de lei pentru niște studii fără valoare. Am avut atât de mare încredere, întrucât ne-am și înscris o parte din noi la masterat, deși nu aveam o diplomă de licență. Am întâmpinat anumite probleme, niște delay-uri în proiectele pe care le-am desfășurat. Mulți dintre studenții care au urmat o facultate neacreditată în cadrul Universității Spiru Haret sunt angajați la stat. Din cauza că nu pot face dovada că au studii superioare, au primit salarii mai mici, nu au putut promova sau chiar și-au pierdut locul de muncă. Mi-a trebuit studii superioare ca să pot să mă fac un economist. Am rămas cu funcția de contabil. Fiecare an, peste 10.000 de studenți dau în judecată Universitatea Spiru Haret și Ministerul Educației pentru a-și recupera diploma de licență. Foarte mulți dintre aceștia au pierdut în instanță procesele cu Ministerul. Aceia care au câștigat, li se recunoaște diploma și li se eliberează diploma de către universitate. Un astfel de proces durează între 6 luni și 3 ani. Au fost defavorabile în 2011, când încă competența de soluționare a acestor litigii nu era foarte bine clarificată de către Înalta Curte, iar instanțele, să zic așa, bâșbâiau soluțiile. Aproximativ 5.000 de tineri aleg în fiecare an una din facultățile Universității Spiru Haret.